Flaviu Stoican, antrenorul principal de la Poli Iași, a adunat astăzi jucătorii în Copou. Jucătorii moldoveni sunt deja pe stadion la această oră. S-a dat startul pregătirilor în vederea noului sezon competițional, care va debuta pe 22 iulie. Față de sezonul trecut, Poli i-a pierdut pe Ceaca, vândut la FCSB, Joe, care a revenit la Sheriff Tiraspol după împrumutul de un an, și Chelava, care și-a reziliat contractul. Antrenorul Flaviu Stoican a declarat că, deocamdată, nu renunță la niciun jucător. L-am întrebat pe colegul nostru, comentatorul sportiv Cezar Floristeanu, cum vede situația actuală de la Poli. Iașiul este într-o perioadă de căutări în momentul de față. Știm că în această săptămână a fost instalat noul patron, cum ar veni, Horia Sabo, un om de afaceri din Baia Mare, care a spus că va investi cât va fi necesar pentru ca Iașiul să se califice în play-off și să joace în cupele europene în următorii 5 ani. Lucrurile nu sunt atât de clare, iar intenția lui Horia Sabo, cât de binevenită a fost ea la conferința de presă, nu știu cât se reflectă în activitatea domniei sale. Din câte am înțeles, afacerile nu prea îi merg. Nici cu prezența lui Tibor Selimeș în funcția de director sportiv, lucrurile nu sunt prea clare. Sunt multe semne de întrebare și în privința lui Tibor Selimeș, de exemplu, care nu are experiența necesară ca director sportiv. Și lumea crede că acesta a fost adus pentru a-i pândi prima greșeală a lui Flaviu Stoican, iar în cazul în care actualul antrenor nu se va descurca prea bine, va fi înlocuit imediat de Tibor Selimeș. Cât despre așteptări? Vrem lucruri concrete. Dacă Iașiul trebuie să se lupte pentru play-off în acest sezon, este imperios necesar ca lotul să fie întărit cu jucători de valoare. La capitolul noutăți, tehnicianul formației din Copou a dezvăluit numele spaniolului Adria Galego, care a jucat anul trecut la o formație din țara natală care a retrogradat în Liga a 4-a.